E o mare bucurie și binecuvântare în viață să ai copii. E o mare binecuvântare să trăiești în dragoste. Totul pornește de la conceptul că viața a fost și rămâne a fi un dar al lui Dumnezeu. De viață ar trebui să ne bucurăm. Un creștin adevărat dintotdeauna a fost foarte optimist în viață. Astfel, cuplurile care nu au copii ar trebui să rămână optimiști. Pentru că ceea ce este cu neputință la om e putință cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt bucuros să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să transmit un mesaj. Îi mulțumesc părintelui pentru că m-a invitat la această biserică și în special în acest centru, unde se vrea fi o altă viață, o viață îmbunătățită din punct de vedere duhovnicesc. Aș vrea să împărtășesc din modesta mea experiență. N-aș putea spune că știu prea multe, împărtășesc din ceea ce am văzut și din ceea ce am trăit și ceea ce trăiesc alături de credincioșii mei. Mulți spun că sunt un preot al tinerilor, pentru că mă aflu în rândul tinerilor și între ei mă regăsesc în acești 14 ani de slujire. Tema propusă familiei infertile și care ar fi remediile pe care le propune biserica, care ar fi soluțiile din punct de vedere duhovnicesc, e una foarte actuală. Fiecare al cincilea cuplu este infertil. 20% din familie nu pot avea copii. Astăzi foarte multă lume apelează la tot felul de metode medicale ultramoderne care, din păcate, pe jumătate din ei nu îi ajută, pentru că circa 50% sunt ajutați și nu tocmai pe calea cea mai corectă din punct de vedere moral. Și atunci apare întrebarea, ce e de făcut? Noi încercăm să lucrăm cu cei care ajung la vârsta majoratului și intenționează să întemeieze o familie. Și sfătuim să facă acest lucru cât mai de curând. Medicina spune că o femeie este aptă de a înzămisli, perioada cea mai fecundă este între 20-24 de ani. Or, astăzi vedem că tinerii nu se grăbesc la căsătorie și chiar cei care întemeiază o familie nu se grăbesc să înzămislească un copil. Cel puțin la noi, media căsătorie 24 la femei și 26 la bărbați. În alte țări, lumea se căsătorește și după 30 și spune că e ceva firesc. Nu putem fi de acord cu acest lucru, pentru că după 30 de ani nu mai ai șanse de a zămisli un copil și de a-l zămisli sănătos. Atunci când îi vezi pe doi tineri, și asta ne bucură că avem ocazia săptămână de săptămână să cununăm în perioadele permise până la 15-20 de perechi, pentru că este o capelă studențească și sunt mulți tineri, tinerii de astăzi care intră în biserică, intră foarte fericiți pentru că s-au cunoscut. Și astăzi, tineri poate nu avem mai mulți ca altă dată în biserică, dar avem tineri mult mai calitativ din punct de vedere al formărilor duhovnicești. Sunt potcoviți în ale credințe și știu ce vor de la viață, de unde vin și își îndreaptă pașii. În același timp, păcatul desfrâului este atât de înrădăcinat în conștiința tânărului, încât desfrâul devine o normalitate.
Și atunci când îi întreb, uitați, v-ați venit foarte frumoși, îndrăgostiți în fața altarului. Ați venit să vă spovediți, ați venit să primiți Sfintele Taine. Dar credeți că meritați să primiți cel mai de preț dar trupul și sângele Mântuitorului? Și aceștia spun că da. Pentru ca să cercetezi puțin viața lor și să vezi că de mult au început viața intimă, de mult au săvârșit câte un avort, două, sunt foarte priveși în ale lor și atunci le explici că nu e, această stare de lucru nu este o normalitate. Și atunci trăim normalul, anormal, din societatea de astăzi. Dacă le spui că sunt păcătoși și greșesc, se supără și iese din biserică. Astfel încercăm să identificăm niște metode optime pentru a-i menține în biserică și de a-i vindeca. Pentru că biserica nu trebuie privită doar ca o cutiuță fermecată unde se întâmplă minuni, ci biserica dintotdeauna a fost o școală și un spital. Și tocmai îi așteptăm pe tineri la biserică pentru a-i lumina și de a-i vindeca. Și atunci când îi văd atât de tineri și frumoși, dar plini de păcate, în același timp, eu îi laud. Le arăt care este partea lor frumoasă. Și atunci omul de astăzi îi place să fie lăudat. După care le explic care este problema și care este izvorul problemei și le prezint că păcatul niciodată n-a adus bucurie. Păcatul niciodată n-a zidit și păcatul nu aduce bucurie și împlinire lăuntrice. Când doi tineri s-au cunoscut și încep să se întâlnească, le recomand să nu piardă timpul care e atât de prețios. Să nu piardă timpul pentru tot felul de chefuri, petreceri, distracții, plimbări inutile și așa mai departe. Dar să cunoască realitatea vieții vizitând un bătrân, mergând într-un spital, într-un penitenciar și așa mai departe. Fiecare întâlnire a lor comună să aducă ceva nou în cunoașterea realității vieții, a societății în care trăiesc. Atunci vor privi cu alți ochi realitatea și vor încerca să trăiască altfel de cum trăiesc. Omul de astăzi este unul foarte egoist. Iar atunci când vine vremea căsătoriei, fiecare se gândește la sine. Eu îți dau atâta și tu îmi întorci atâta. Spre regret, relațiile noastre între soț și soție devin comerciale. Oricât de frumos ar fi să zicem că eu te iubesc pentru că te iubesc, fără a cere ceva în schimb. Este foarte important să ajutăm tinerii de astăzi să întemeieze o familie corectă. Și atunci familiile care sunt întemeiate frumos și corect, cu ambele binecuvântări, și asta le spun, succesul sau fericirea unei familii rezidă în două binecuvântări. Cea pe care o oferă părinții și a doua, cea pe care o dă Dumnezeu. În cadrul tainei cununiei. Dacă nu se întâmplă aceste două lucruri, apar o mie și una de probleme pe care nu le depășim întotdeauna. În același timp, e foarte bine tinerii să se spovedească și lucrul acesta l-am introdus ca ceva obligatoriu înainte de cununie. Și atunci când vezi doi tineri pe care nu i-ai mai întâlnit, pentru că dacă altădată tinerii care se căsătoreau erau știuți în comunitate, erau din același sat, erau crescuți în văzul preotul și așa mai departe, astăzi e lume de peste lume, adică nu-i cunoști. Și atunci, în urma spovedanii, descoperi atâtea și atâtea impedimente la căsătorie. Că omul este nebotezat, că este rudenie de sânge între ei, că oamenii nu se căsătoresc din dragoste și că au avut atâtea
Și atâtea boli până se căsători, că nu sunt sinceri, că ascund atâtea unul de altul, că sunt contra părinții, că o fac în ascuns și așa mai departe. Și atunci, având acest puțin răgaz până la căsătorie, încerci cumva să rezolvi, pentru că aceștia venind la altar să fie cât de cât curat și mai aproape de niște realități. Apoi, dacă 20% din tinerii care s-au căsătorit sunt din start infertili din anumite motive, în primul rând ne naștem bolnavi. Vedem că atâtea femei se nasc cu malformații și sunt infertili. Ba mai mult și bărbații astăzi sunt deși potențe, dar infertili în ale lor. Chiar zilele acestea discutam cu un bărbat care suferă atât de mult, a ajuns la 40 de ani, e un bun creștin și e foarte sincer, aflat de această problemă că de la el femeie nu poate zămisli și după 2-3 discuții cu fiecare doamnă, domnișoară, îi spune realitatea pentru că nu poate minte și aceasta se întoarce și pleacă. Am descoperit o mare realitate că bărbații sunt mai egoiști în căsătorie pentru că se gândesc în primul rând la ei, ori femeia căsătorind se gândește la copii. Același lucru l-am simțit și l-am trăit eu în familie, pentru că primii 10 ani de căsătorie n-am avut copii în casă. Și atunci m-am concentrat, probabil ca și părintele, cu grijile în altă parte, la biserică, la mitropolie, în altă parte, în ascultări, cu slujbile, pentru ca să o descoperi, să o redescoperi pe soție an de an, tot mai tristă, într-o enormă suferință pentru că nu are copii. Această sete sau dorință de a avea copii am simțit-o după 10 ani, atunci când am înțeles că viața are un nonsens fără de copii, că viața este egoistă și viața e searcă. Nu poți ajuta atâtea familii și nu poți da un răspuns corespunzător atâtor creștini care vin cu întrebări de familie, copilul nu ascultă, iar și la școală sunt probleme și multe, multe altele, până la adolescență și tinerețe, pentru că tu n-ai trecut prin aceste probleme, pentru că tu nu știi cum e să fii cu copiii în casă. Totdeauna credeam că avea copii înseamnă o investiție pentru ziua de apoi. Credeam că avea copii înseamnă investi în cineva care va avea grijă să-ți dea o cană de apă sau mă știu cum. Atunci când au intrat copiii în casă, în special când mi s-a născut un copilaș după 13 ani, am înțeles că viața nu este ieri nici mâine, dar este astăzi. Că copilul te ajută să trăiești din plin viața. Completează cel gol din viața ta și te simți de dreptul fericit și împlinit în ale tale. De multe ori credeam că noi părinții suntem pe post de educatori. Pentru ca să înțeleg că, de fapt, copiii te educ. Dacă n-ar fi copii, n-ar fi atât de disciplinați în ale noastre. Am înțeles că copilul aduce o prospețime și începe o iubire altfel pe soție prin prisma copiilor tăi. Soția, cea care poartă de grijă copiilor, cumva poartă de grijă bărbatului său. Iubindu-ți copiii tăi, îți iubești partenerul altfel.
Tot un paradox pe care l-am descoperit, cu cât mai mult bărbatul se apropie, cu cât mai rar bărbatul se apropie de femeie, cu atât o iubește mai mult sufletește. Cu atât relațiile între ei sunt mai sublime și mai profunde. Astăzi avem o societate foarte perversă, încât oamenii căsătorindu-se, ei așteaptă de la partener plăcere. Și atunci, dragostea în biserică niciodată n-a fost plăcerea, dar a fost jertfă, dăruirea. Foarte mult îmi place expresia, ești cât dăruiești. Astfel, punându-te în același jug al căsătoriei, trebuie nu doar să privești lucrurile la fel, să ai aceleași concepte de viață, aceleași idealuri, dar și să mergi în același pas. Primul sfat este ca tinerii să se căsătorească cât mai de curând. Să nu lungească această perioadă, pentru că tinerețea, pe cât de frumoasă este, pe atât de aprinsă și ispititoare. Și atunci tinerii încep viața intimă prematur, iar atunci când Dumnezeu le dă un copil, ei nu sunt gata de a-l accepta. Sunt nași la două fete care au născut la 14 ani. Dar au născut acești copii datorită părinților, care sunt cu frică de Dumnezeu și au înțeles că chiar dacă au zămisit la 14 ani copilul, trebuie să-l nască. Și au crescut acești copii părinții. Și fetițele au crescut împreună cu copilașul lor. Ambele sunt acum la 20 de ani și le văd mame deja mature, fripte și coapte în același timp și foarte responsabile. Însă au avut mare noroc de părinți care le-au susținut și le-au încurajat. Așa că avem nevoie astăzi de părinți cu verticalitate și cu frică de Dumnezeu și foarte responsabili de odraslele lor. Să urmărească ceea ce se întâmplă în viața copilor lor de la 13-14 ani în sus. Pentru că această perioadă a adolescenței și chiar zilele acestea citeam un studiu american, încât în state, deja de la 14 ani, copiii nu trebuie să dea dare de seamă părinților în anumite probleme ale vieții intime în special. Și s-a dus un exemplu cu mama care a mers la medic cu fata de 15 ani să ia un certificat pentru tabără și fata a spus: mamă, ieși-te rog frumos după ușă pentru că am de discutat ceva cu doamna doctor. Pentru că dânsa intenționa să meargă la tabără cu prietenul, cu boyfriend-ul ei și a pus câteva întrebări, cum ar fi mai bine să se protejeze, iar așa, alte aspecte în care părinții deja nu mai au dreptul să intervină. Se merge poate prea departe, iar libertatea nu înseamnă și nu a însemnat niciodată că poți face ce vrei, dar înseamnă a face tocmai ceea ce trebuie și ceea ce cere Dumnezeu. Să fim cu ochiul pe copiii noștri care își pierd fericirea din frage de copilărie și chiar tinerețe. Cu cele mai dureroase amprente cu care trăiesc oamenii. În urma spovedanii am aflat că foarte mulți copii în glumă au ajuns la păcate foarte grave de la 7-8 ani. O fată până astăzi, ajungând, nu se poate căsători la 30 de ani pentru că dânsa se simte că este vinovată și nu mai e în drept să se apropie de un bărbat pentru că a fost violată la 8 ani. S-ar părea că totul timpul șterge, se uită în timp. Nu este așa. Undeva rămâne în subconștientul nostru și cu asta trăiește omul. Așa că trebuie să fim foarte atenți de fiecare etapă vieții și să nu permitem ca copiii noștri să fie traumați.
Aceste traume din tinerețe își spun cuvântul parcursul întregii noastre vieți. Alt aspect e cel ce ține de perioada de 14 ani, atunci când fiecare are senzația că știe totul. Așa credeam și eu la 14 ani, că sunt deștept și toată lumea este proastă. Și atunci când copilul deschide ochii spre lumea matură, ar trebui să fie ajutat, să fie încurajat, să nu apuce pe drumul străine. Pentru că asta se întâmplă, că foarte mulți tineri, copii, alunică în această perioadă. Am realizat în ultimii 3 ani, și despre asta am scris în flyerele pe care le aveți, că în ultimii 3 ani am spovedit peste 100 de femei care intenționează să înfieze un copil și care sunt infertile. 75 din ele, 75% din acestea, între 14 și 18 ani, au săvârșit 1, 2, 3 avorturi. Și atunci o primă cauză a infertilității noastre sunt păcatele noastre din tinerețe, care le săvârșim cu atâta ușurință și nu luăm în serios gravitatea acestui păcat. Iar atunci când chiar unele copile sunt aduse la 17-18 ani să se spovedească, ele nu o fac cu toată sinceritatea. Vin pentru că le impune mama sau tata, du-te și spune părintele ce ai făcut. Pentru ca să treacă ani buni, să ajungă la 27-28 și în special dacă nu mai poți zămisli un copil, și atunci vine adevărata pocăință a acestor femei. Deci nu vă jucați cu focul și să fiți feriți de acest foc ispititor pe copiii voștri din perioada adolescenței, pentru că aceste păcate le pot curma fericirea și binecuvântarea vieților de familie. Astăzi, chiar și în Chișinău, am descoperit câteva grupuri, așa, de cartier, de gașcă, încât nu ești acceptat în acest grup dacă tu ești feciorenic, dacă tu nu fumezi, dacă tu nu te droghezi și așa mai departe. Și iarăși revenim la această expresie, normalul, anormal, din societatea în care noi trăim. Deci trebuie să fim foarte atenți ce gândești, ce valori cultivă familia noastră, ce se întâmplă în stradă și ce se realizează în școală. Astăzi ne bucură faptul că în școală a fost introdusă religia, dar această disciplină nu poate suplini toate golurile și nu poate ajuta pe copil dacă nu e regulă în stradă și acasă. Și acum ne-am gândit, și asta pornim din septembrie, cursuri cu părinții, cursuri pentru părinți care au copii cu devieri, cu comportament special și așa mai departe, încât să-i ajutăm, să-i încurajăm pe acești părinți să înțeleagă că nu sunt singuri și să identificăm împreună metode optime de a depăși problema. Astăzi pe noi ne invită în grupuri multidisciplinare doar atunci când nu mai sunt identificate alte metode de a fi depășite anumite probleme. Bună oară, acum e în vogă suicidul rândul minorilor. Și iarăși prin rețele de socializare, copiii știnere își curmă viața. Iarăși, după suicid nu mai poți repara nimic. Pentru ca să nu ajungem la astfel de situație, la astfel de realități, ar trebui să ne apucăm de treabă și fiecare, acolo unde este, să își facă misiunea sa. Alt aspect, nu mai puțin important, ține de abstinență. Abstinență chiar și în viața de familie. Mulți consideră că biserica este cea care recomandă să trăiești feciorenic până la curunie, de parcă nu ar fi o poartă
spre desfrâu, spre o viață desfrânată. Uite, până acum nu se poate, dar de mâine deja se poate dacă te-ai curunat. Și atunci apare o mare problemă. Chiar zilele acestea discutam cu o tânără doamnă, absolventa facultății noastre de litere. Spunea că m-am căsătorit cu 9 luni în urmă și bărbatul a plecat la alta pentru că a spus că s-a plictisit de mine. Și atunci zic că povestește-mă așa mai pe larg, care poveste vieții tale. Și atunci a spus că acest bărbat, nu-i bărbat, dar animal, care vrea să întrețină până la 5-6 ori, adică 5-6 acte pe zi, încât dânsa n-a mai rezistat și iarăși bărbatul a spus că nu mai este interesat pentru că caută altă victimă, altă carne vie. E ceva animalic spre ce tinde societatea de astăzi, care este atât de expus acestui păcat. Trebuie să înțelegem că înfrânarea mai cu seamă în viață de familie. Iar tinerii care spun că nu se pot înfrâna până la căsătorie, nu se vor putea înfrâna nici în viața de căsătorie. Pentru că, bună oară, din clipa când femeia devine însărcinată, devine o locomotivă de care nu mai ai dreptul să te atingi ca bărbat până când se încheie perioada alăptării copilului. Ar fi perfect. Și atunci cât? E un an și jumătate. Păi chiar mai bine. Nu fiecare este gata de o astfel de jertfă. Ori atunci când vrei să ai un rod bun, e nevoie de îndelungă răbdare și multă rugăciune. Spunem că biserica nu încurajează metodele medicale ultramoderne și chiar zilele acestea am vizitat cel mai bine dotat centru de reproducere din Chișinău, directorul medical e chiar unchiul meu, la care nu am apelat în perioada când nu aveam copii, deși a fost îndemnat. Mi-era frică să intru într-un astfel de centru, pentru că simțeam că e prea puțin Dumnezeu în acest centru. Deși am descoperit și lucruri bune și cursuri sau lecții pentru tinerile familiei ar prinde bine în multe cazuri, pentru că tinerii nu știu de când ar putea considera că sunt infertili, de când nu pot avea copii. Dacă femeia nu zămislește un copil după 6 cicluri de viață intimă, și lucrul acesta ar trebui să se întâmple cu jumătate din femei, sau după un an de căsnicie, ar trebui să ne îngrijorăm de această stare de lucru și să consultăm un specialist. L-am întrebat pe acest profesor care sunt cauzele infertilității și dânsul mi-a spus că, în primul rând, ceea ce moștenim, astăzi ne naștem bolnavi. A doua, că trăim dezordonat și în urma avorturilor prea puține femei mai zămislesc. A treia e modul nostru de viață și, în ultimul rând, e factorul psihologic care nu e, care trebuie luat în calcul. Din păcate, medicina folosește niște metode care nu sunt tocmai binecuvântate, pentru că aduce viață, o viață și omoară câteva vieți. Pentru că viața începe odată cu zămislirea. De aceea, în acest caz, scopul nu scuză mijloacele pe care le folosim. Din păcate, medicina nu poate ajuta 100%.
Iar tinerii de astăzi, cei care vor să zămisească copii, sunt atât de slăbiți, chiar din punct de vedere fiziologic, încât se constată că 80 din 100 de sarcini se pierd în primele zile, încât femeile nici nu observă că au fost însărcinate, pierd sarcina din primele zile. 80 din 100. Apoi, oamenii vor adesea copii obligatoriu biologici. Foarte rar am întâlnit cupluri unde ambii vor copii în fiață. Toți vor copii biologici, cheltui bani enormi. O procedură costă zeci de mii de euro. Sunt bani enormi, averi întregi, bani cu care ai crește și educa o grădiniță de copii. O doamnă cu care colaboram la ziar n-a avut vreo 10 ani copii. A avut o fetiță de 4 ani. Și am întrebat, Aurica, care e senzația ta de acum și de ce regreți? Regret că atâta timp am suferit, atâția bani am cheltuit și prea târziu m-am deșteptat și m-am decis. Sfatul meu este să îndrăznească părinții de a avea copii. Or, e foarte important ca ambii să vrea acest lucru și acest pas să facă foarte gândit și mult mai târziu decât 20-25 de ani. Cam la 30 de ani deja familia vrea, e coaptă, e gata de a primi pe cineva în sânul ei. Copilul nu este păpușă, nu e jucărie. Și chiar atunci când e vorba de procesul adopției, mulți sunt atât de naivi și egoiști în ale lor, încât toți când depun cerere spun că vreau copil nou născut, blond, cu ochi albaștri și ar fi de drept fetiță. Și perfect sănătoasă. Zic, dragul sau dragii mei, uitați-vă în oglindă. Uitați-vă cum arătați voi și uitați-vă care este realitatea vieții. Și acum, totdeauna, frumusețea și bogăția omului e din interior. Așa că oamenii sunt foarte egoiști și niciodată nu înfiază cel care nu renunță la sine și nu înțelege că a înfia un copil este o povară, dar o povară bună și binecuvântată și este o pomană, dacă vreți. Când am decis să iau copiii, așa am luat un băiat de 5 ani și o fetiță de 4 ani, nu știam cum va fi, cum vom comunica, cum să ne prezentăm, că suntem tată sau mama, sau de unde am venit, din cosmos sau din altă parte. Și atunci copiii știu mai bine. Cum am intrat în casă, singur am spus, mama și tata. Însă, una e că ți-au spus mama și tata și alta e ca acești copii să intre în viața ta, să intre în sufletul tău și să simți că, într-adevăr, sunt ai tăi. Deși din prima clipă ai senzația că acești copii dintotdeauna au fost și parcă undeva erau, dar nu erau aproape de tine. Ți-au umplut toate golurile și bucuria este de nedescris. Însă această euforie trece într-o lună, pentru că toți te felicită, toți te vizitează, îți aduc darul și așa mai departe. După asta continuă viața. Viața de familie cu toate responsabilitățile, cu toate greutățile, încât vezi că copilul ăsta are 4 ani, dar în dezvoltare de 2 ani. Că tu spui alb, el spune negru. Tu vrei în dreapta, el vrea în stângă. Și așa mai departe. Și atunci, pe de o parte, e gălăgie în casă, dispare liniștea, dispare timpul liber, nu mai ai timp pentru tine și așa mai departe. Deci se schimbă completamente modul de viață. Și atunci trebuie să fii gata.
Dacă eu aș fi înfiat copiii până la 30 de ani, la sigur că i-aș fi înapoiat. Trebuie să fii puțin matur, să fii gata și să poți rezista aceste greutăți, aceste poveri, care este bună și binecuvântată, așa după cum am spus-o. În același timp, și chiar duminică am botezat doi copii, înfiați de către un copil, de către un coleg de-a meu de clasă. M-am bucurat nespus de mult că s-a decis să iau o fetiță și un băiat și tuturor le spun că e bine să înfieze nu un copil, dar cel puțin doi sau trei, pentru că doar o singură zi l-am văzut pe băiat de unul singur și mi-am dat seama că voi crește un egoist, pentru că totul va fi a lui și e foarte bine înțeleg acest lucru. Doi copii e bine pentru că deja ei comunică între ei, te scutesc de atenție și de alte grijă, adică ai timp de un respiro, dar formula perfectă e de la trei copii în sus. Intenționam să înfiem trei copii, dar condițiile nu ne permiteau și după câteva luni după înfiere mai țineam legătură cu centrul de plasament de unde am luat copiii, mai ajutam, mai comunicam, am trimis niște pedagogi să fac activități cu ei. O fetiță de 3 anișori m-a văzut, s-a încleștat în mine și a spus: tu ești tata, ia-mă. Îi spun soție, spun: uite, îți mai aduc încă unul, deci ești nebun, uite, dă-mi răgaz, lasă măcar jumătate de an, măcar peste un an, așa, adică să ne acomodăm cu ăștia. Pentru că între timp să aflu că alți doi tineri deja au pus ochii pe fetiță, deja o vizitau și am spus că e crimă să zădărnicești planurile frumoase și binecuvântate ale unei tinere familie. Gândindu-mă că eu deja am doi, de ce să ne aibă și ei un copil, pentru că a doua zi să-mi spun soție că este însărcinată. Acest lucru s-a întâmplat după 13 ani, atunci când cel mai puțin te gândeai și așteptai acest lucru. De multe ori m-am convins de această realitate, că nu trebuie să forțezi lucrurile, iar atunci când domină o idee sau atunci când tare vrei ceva să se întâmple, niciodată nu se întâmplă. Și atunci când uiți, când scoți această problemă de minte, ea de la sine se rezolvă. Acest lucru l-am observat chiar atunci când absolveam teologie, aveam 22 de ani și mă vedeam tare bătrân, deoarece majoritatea colegilor, vrând să se hirotonească, s-au căsătorit de la 18, 19, 20 de ani. Unii erau deja diaconi, preoți și zic: uite, numai eu și vreo doi am rămas necăsătoriți. Și atunci am luat carnetul și am început să sun domnișoare X, Y, Z și așa mai departe, să-mi caute mare pe jur mireasă. Și așa, adică am umblat disperat jumătate de an tot poposind într-o casă în alta, discutând cu o fată, cu alta. Și atunci am renunțat încât zic: uite, cred că sunt pentru mănăstire, dacă nu-mi ies cu nicio domnișoară. Și când am uitat de această problemă, m-am scufundat în alte probleme, în alte griji, iată că așa a apărut mireasă. Dragostea îndelung rabde, îndelung așteaptă. Și atât ar trebui să ne înarmăm cu această răbdare încât să facem ceva bun și calitativ, adică să aleagă ceva bun și calitativ și din viața noastră în ultimă instanță. Sunt multe de spus, puține de ascultat. Iată, așa, poate câteva idei care vă le-am mărturisit din viață, din experiență. Aș putea spune că sunt optimist, pentru că de la asta am pornit, că firea unui creștin este foarte optimistă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ajută și cu fiecare are planul său. Așa că dacă aveți careva întrebări sau aș putea răspunde expres la anumite probleme,